Bună ziua tuturor și bine ne reîntâlnim la o conferință de presă astăzi. Conferință de presă în care aș dori să abordez un subiect extrem de important, poate cel mai important subiect în momentul de față, care privește comunitatea din municipiul Roman și e vorba de problema apei în municipiul Roman. Vreau să constatăm cu toții că suntem martorii unui lucru foarte grav. Vedem că datorită incompetenței și a managementului defectuos de la nivelul companiei județene Apa Serv, suntem astăzi în situația în care județul Neamț a pierdut câteva sute de milioane de euro investiții în infrastructura de apă și canal. Și sigur, acest lucru se răsfrânge și afectează și infrastructura de apă și canal din municipiul Roman sau dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canal din municipiul Roman. Un lucru extrem de grav în contextul în care toți operatorii de servicii publice de apă și canal din țară au unii terminate aceste lucrări sau în etapa finală, alții în derulare. Noi, compania județeană Apa Serv a reușit iară să piardă această finanțare și așa cum probabil și dumneavoastră ați aflat printr-o înștiințare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, comunicat în această săptămână, se spune că în acest moment finanțarea proiectului regional de dezvoltare de infrastructură de apă și apă uzată din județul Neamț nu se mai poate realiza în cadrul POIM. Și asta este comunicarea direct de la comunicarea Ministerului și iată că din păcate, două lucruri astea, o veste foarte rea și o atitudine care ne afectează, sunt iată în această săptămână în atenția administrației publice locale. Și vorbesc aici de anunțul pe care l-am văzut cu toții, începând din data de 9, compania a mai anunțat o reducere cu încă 4 ore a furnizării apei sau furnizare cu presiune redusă sau oprire în timpul zilei. A început în data de 9, iată că astăzi avem același anunț de reducere sau oprire în intervalul 11-15 și acesta se adaugă la intervalul deja bine stabilit, intervalul 23-6. Astfel că, în total, avem aproape 11 ore, 11 spre 12 ore, această situație dificilă care afectează o parte importantă a orașului Roman, partea de centru și zonele centrale, întrucât în partea de jos vine prin cădere și sunt mai puțin afectați. Toți romașcanii trebuie să înțeleagă și să știe că, din păcate, încă o dată o spun, aceste decizii sunt exclusiv ale companiei, urmarea deciziilor tehnice pe care se iau și vedeți cum s-au luat. Compania nu este în subordinea primăriei municipiului Roman și nu decidem cu privire la aceste lucruri, dar, din păcate, acestea afectează foarte mult activitatea din municipiul Roman, pur și simplu viața curentă a oamenilor și produc pe lângă acest disconfort și afectarea aparaturii electrocasnice. Vorbim aici de mașini de spălat, vorbim de centrale termice, oameni care sună în continuu la primărie pentru a ne semnala faptul că nu reușesc să încarce instalația la centrală sau că nu funcționează sau s-a defectat mașina de spălat. Din păcate, acesta este contextul în care ne aflăm și, bineînțeles, încercăm pe toate căile să
putem scăpa de această situație nefericită. Am spus mereu acest lucru, l-am repetat, dar se pare că am vorbit în gol. Am zis că compania nu are oameni competenți care să ia deciziile cele mai bune, care să stabilească prioritățile și totodată un management defectuos sau chiar neperformant. Și mereu au încercat să disimuleze, să transmită sau să arate că, sau să inducă că altcineva ar fi vinovat, dar nu vinovatul principal, așa cum am spus, este tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în strategia și în activitatea companiei. Vreau să vă spun că inclusiv dacă avem curiozitate să ne uităm pe site-ul ANRSC, unde sunt stabilite foarte clar anumite responsabilități și anumite atribuții pe care le au operatorii de apă și canal, se spune foarte clar într-un document care este se găsește și este public acolo, care este procesul de evaluare a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă. Și se stabilesc anumite responsabilități foarte clare pentru operatorii regionali care fac acest lucru și spune foarte clar că toți operatorii regionali au obligația localizării pierderilor de apă, stabilirii investițiilor prioritare pentru eliminarea acestora. Indiferent de nivelul pierderilor de apă, toți operatorii regionali au obligația să realizeze un plan de management al activelor care va cuprinde o componentă cu planul de investiții pentru înlocuirea activelor cu durată normală de funcționare depășită sau care au un grad de uzură avansat cu avarii dese înregistrate, înlocuirea totală a rețetelor din azbociment cu conductă din materiale recomandate pentru un transport, transportul și distribuția apei. Să monitorizeze continuu debitele și presiunea din rețea prin implementarea unui sistem de transmisie a informațiilor prin la distanță SCADA. Sunt lucruri care se găsesc pe site-ul ANRSC-ului și care pot fi consultate de către orice persoană interesată. Se pare că orice responsabilitate din contractul de delegare, din normativele ANRSC, nu mai contează și în acest moment se pare că singurul lucru care contează este doar supraviețuirea companiei sau să activitatea să fie împinsă cât mai mult, pentru că inclusiv din detaliile sau informațiile pe care le avem, nici situația financiară a companiei nu este una foarte bună. Și sigur, în momentul când e nevoie să suplimentezi nevoia de apă pentru municipiul Roman și să plătești apă de la Apa Vital, normal că aceasta este o cheltuială care impactează în bugetul companiei și care se face cu, bănuiesc eu, cu o foarte mare reticență din partea companiei. De aceea vreau să știe toată lumea că și în aceste momente, chiar dacă situația este dificilă, noi suntem într-o relație contractuală și încercăm să facem toate eforturile pentru a nu lăsa la voia întâmplării și a pune presiune în continuare pe companie să-și respecte clauzele contractuale și să se achite de îndatoririle care le are față de comunitatea, cel puțin comunitatea din Roman, care plătește constant și la termen toate datoriile către companie. Adică facturile sunt plătite de către toată lumea la timp. Compania încasează acești bani. Și de aceea vreau să știți că și în aceste zile am luat mai multe decizii. Prima dată am numit printr-o decizie o comisie responsabilă din aparatul tehnic al primăriei care să verifice conformitatea informațiilor transmise de către cei de la companie cu privire la nivelul dintr-un anumit moment în rezervor, volumul de apă extras din puțuri și care ajunge în municipiul Roman, pentru verificarea tuturor consumatorilor care
utilizează rețeaua de aducțiune a municipiului Roman. Și de aceea au fost numit directorul tehnic Ovidiu Bojescu, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ursu Daniel și inginerul tehnic de la Direcția Municipală Locată Toia Ovidiu, ca făcând parte din această comisie responsabilă, care împreună cu tehnicul de la companie vor verifica exact situația prin sondaj atunci când considerăm că este nevoie pentru a verifica conformitățile informațiilor transmise, pentru că nouă ni se transmit anumite informații pe care le luăm drept bune și nu suntem convinși că ceea ce ni se transmite este și ceea ce e corect. Totodată, în acest interval de timp, am mai exact ieri, când am constatat că într-adevăr acea sistare sau furnizare cu presiune redusă a avut loc, am înaintat companiei județene o solicitare pentru a ne confirma dacă într-adevăr, ceea ce spuneam și mai devreme, această restricție pe care noi o avem este aplicabilă și celorlalți consumatori de pe rețeaua de aducțiune. Pentru că motivul pentru care este făcută această restricție, cel prezentat, e faptul că vor să acumuleze apă în rezervor. Păi, dacă vrei să acumulezi apă în rezervor pe rețeaua de aducțiune, da? Iar tu de pe rețeaua de aducțiune faci distribuție și ei din aceea, evident că și umplerea se face într-un timp mai scurt sau foarte greu. De aceea consider că acest lucru ar fi o abordare discreționară și poate că uneori rău intenționată de a lăsa romașcanii fără apă, iar ceilalți care sunt utilizatori de toate felurile, că sunt publici, că sunt privați, din rețeaua de aducțiune să aibă apă în această perioadă. De aceea vreau să știm foarte clar cum și în ce fel abordează această problemă care afectează grav municipiul Roman. O altă solicitare a fost aceea în care să ne prezinte exact care este graficul de livrări de apă din partea APA Vital către APA Serv. Așa cum știm, a fost stabilită printr-o măsură la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență redimensionarea conductei care preia apă din conducta APA Vital, astfel încât să poată să se ajungă la un debit de 300 de metri cub pe secundă. De aceea, 300 de metri cub pe oră. De aceea am solicitat să vedem care este graficul din ultima perioadă cu ceea ce s-a preluat de la companie în compensare cu lipsa apei sau, așa zisă, lipsa apei din puțurile de captare pe care noi le avem în exploatare în acest moment și să, bineînțeles, să ni se explice dacă această măsură afectează în egală măsură toți consumatorii și cei din afara municipiului Roman. Totodată acestea sunt câteva demersuri care am fost nevoiți sau să le facem și la care așteptăm un răspuns cât mai rapid din partea companiei. Totodată știți că avem în atenție anumite demersuri care vin să rezolve sau să suplimenteze faptul că sistemul de distribuție, de preluare, de stocare din municipiul Roman este problematic și de aceea primăria municipiului Roman, așa cum știți, a făcut toate demersurile în primul rând pentru lucrarea și reabilitarea acelui rezervor, iar în acest moment și după votarea bugetului, în cursul săptămânii viitoare, va fi încărcat după stabilirea unor ultime detalii tehnice și va fi încărcată documentația pentru procedura de achiziție și pentru reabilitarea acestui rezervor de 5.000 de metri cubi. Totodată, în discuțiile de la nivelul Direcției de Investiție și cu specialiștii
și de la Apele Române și se fac mai multe discuții. Ați văzut că în proiectul de buget avem pe lista de studii și proiecte un studiu pentru identificarea unor noi surse de apă, fronturi de captare noi, fronturi de captare de adâncime, care, sau nu neapărat, dar care să poată identifica o posibilă nouă sursă de apă, lucru care nu știu dacă neapărat va da roade sau unde se va putea face acest lucru, dar este la fel în atenția noastră pentru etapa următoare. La fel cum sunt în analiză mai multe lucrări sau intervenții care s-ar putea face în Albia Minoră a râului Moldova pentru a echilibra debitul din puțuri. Și aici mă refer la anumite praguri de arocamente care ar fi o soluție în zona respectivă sau chiar o microhidrocentrală care să producă o acumulare și să poată menține în un nivel suficient în puțurile de captare pentru a avea la dispoziție un debit cât mai mare. Sunt lucruri care se fac și se analizează la nivel de concepție, de notă conceptuală și urmează să vedem dacă mai în etapele următoare aceste studii de prefezabilitate, note conceptuale, concepții sunt lucruri care pot genera și abordări la nivel investițional. De aceea încercăm să vedem dacă într-adevăr sunt soluții de orice natură pentru a pune în siguranță și rezerva de apă din municipiul Roman sau resursa de apă pentru municipiul Roman alături de, așa cum am zis, partea de infrastructură. Sigur, și intervențiile în infrastructură pe care administrația publică locală le-a prioritizat și le-a introdus pe lista de investiții în acest an sunt lucruri care nu rezolvă de azi pe mâine problema, sunt lucruri care, într-adevăr, rezolvă punctual o anumită zonă din Roman, că vorbim aici de strada Smirodava pe care vrem să o reabilităm și acolo vom face și o rețea de distribuție nouă, sigur va rezolva problema distribuției în acea zonă. Vom avea și, așa cum am spus, acea parte de monitorizare, sectorizare și debitmetrie la repompare 1, repompare 2, unde principalul obiectiv este acela menținerii în siguranță a apei în rezervoare și posibilitatea opririi totale când se intervine, dar și monitorizarea constantă a debitului de apă care intră în municipiul Roman și aceste lucruri fac parte, iată, din acel sistem de monitorizare care, așa cum am zis mai devreme, conform normelor ANRSC, acel sistem tip SCADA ar fi trebuit să existe în punctele principale și intervenție care ar fi trebuit făcută de companie în decursul timpului pentru a avea informații și detalii cu privire la ceea ce înseamnă gestionarea pierderilor pe rețelele de apă. Lucru care, din păcate, nu s-a făcut în decursul timpului și iată în acest moment și o investiție foarte importantă în ceea ce înseamnă partea de aducțiune, de stocare, de intervenție la zona de puțuri este pierdută și acest poim se pare că a devenit începând de săptămâna această istorie. Aș mai vrea să mai spun un lucru foarte important și să-l știe inclusiv foarte important pentru asociațiile de locatari din municipiul Roman. Știți cu toții că în urma unor situații de același gen de oprire a furnizării apei în municipiul Roman în anul 2019-2020, a fost generată o verificare din partea OPC-ului la nivelul județului, a companiei județene APASER, iar în momentul de față, anul trecut, a fost și decizia finală prin care
au fost dispuse măsuri stabilite în acest proces verbal și e vorba de aprobarea bonificației de 30% pentru facturile din acea perioadă. Vreau să vă aduc la cunoștință că Primăria Municipiului Roman a făcut demersul de informare a companiei, demers făcut anul trecut, cu toate facturile din acea perioadă și afectate, din perioada afectată, însă nu este în acest moment niciun demers pe care compania să-l fi făcut. Demersul normal este de punere în aplicare a ceea ce a fost stabilit de către instanță, a măsurilor propuse prin procesul verbal de constatare și diminuarea facturilor, acestor facturi cu 30% prin facturi de ștornare acelei valori, iar toți cei care au fost afectați să achite o contravaloare mai mică pentru facturile de apă. De aceea am avut discuții și am informat asociațiile de locatari, le-am transmis și documentații pe care trebuie să doar să le semneze și să treacă numărul de factură și data, iar acele facturi să le transmită spre solicitare companiei APASER. Nu știu câte asociații au făcut la acest lucru, la fel cum l-am prezentat și noi în calitate de beneficiar al serviciului. Am transmis, și mai mult, am trecut pe această solicitare, inclusiv perioada ianuarie-aprilie 2022 și iulie-octombrie 2022, perioadă în care, din nou, municipiul Roman a fost afectat de o furnizare defectuoasă a serviciului de alimentare cu apă, solicitând ca și aceste facturi să fie pe același principiu, să intre în acel indicator sau responsabilitate de contract de diminuare a valorii acelor facturi. Așadar, îndemnul meu și solicitarea mea este către asociațiile de locatari să facă aceste demersuri pentru a primi acele reduceri. Deci este responsabilitatea conducerii, a președintelor și a administratorului de asociație să facă acest lucru, iar cetățenii trebuie să îi pună la treabă pe responsabilii pe care i-au votat în comitet să facă toate demersurile în acest sens. Pentru că așadar sunt niște drepturi câștigate, sunt niște măsuri care ar fi trebuit impuse din oficiu. În momentul în care a venit acea decizie a instanței, operatorul ar fi trebuit să facă din oficiu acest lucru. Însă, nefăcându-l, trebuie să solicite asociația să facă acest demers. Sigur, în continuare, așa cum de fiecare dată am spus, încercăm să găsim soluțiile și să facem demersurile legale pentru a obliga operatorul să-și respecte în condiții cât mai bune responsabilitățile din contractul de delegare. Însă că vedem că de perioadă lungă de timp nicio discuție pe care am avut-o nu s-a finalizat din partea companiei cu un demers serios sau un demers care să aducă o minimă îmbunătățire a furnizării serviciului. Din păcate, mergem din rău în mai rău și acest lucru nu poate continua și, așa cum știți, sunt în pregătire demersuri de natură juridică pe care noi le facem și în zilele imediat următoare vor fi și primele, să zicem, întâmpinări și primele demersuri de natură juridică privind rezilierea unor acte normative, demersuri pentru rezilierea contractului din culpa operatorului, pentru că vedem în continuare că nu există acea, să zicem, responsabilitate de pe urmă în care să spunem: domnule, dacă nu pot să fac față situației, nu arăt măcar o idee de creștere a calității serviciului, atunci haideți să ne vedem fiecare de treaba lui și noi să ne identificăm un operator care po-
poate asigura ceea ce noi cerem, care poate garanta o strategie pe termen scurt și pe termen mediu care să aducă o calitate mai bună a serviciului, să ofere un program asumat investițional și seriozitate în relația cu administrația publică locală. De aceea, în continuare, îi asigur pe Romașcani că administrația locală, eu voi fi cel care va susține și va face ca noi să încercăm să beneficiem de servicii de cât mai bună calitate cu un operator care să fie capabil să ofere atât intervenții rapide, atât dispecerat, atât program de investiții, cât și principalul lucru, furnizarea în regim continuu a apei în municipiul Roman. Vă mulțumesc și dacă dumneavoastră aveți întrebări pe această temă. Acest proiect pe care, mă rog, APASER l-a ratat, mai exact finanțarea prin acest program și pentru cei care am urmărit subiectul acesta cu obținerea de avize și alte avize, în timp ce alte societăți din țară deja lucrau cu finanțări pe acest program, nu este o surpriză. Totuși, aș vrea să vă întreb, pentru că v-am întrebat și în alte conferințe, dacă puteți interveni și atrage fonduri, lăsând deoparte intențiile APASER, pentru rețeaua de apă sau pentru investiții, mă rog, punctuale pe raza municipiului Roman. Și ați spus la acea vreme că nu puteți face acest lucru pentru că sunt prevăzute anumite modernizări în POIM și se intersectează, deci așteptăm să se termine povestea cu POIM atras de APASER, ca municipalitatea să poată atrage fonduri prin alte proiecte. Așadar, sigur. În momentul acesta suntem într-o situație delicată. De ce? Toate aceste programe investiționale se fac într-un parteneriat cu operatorul în coordonarea ADI. Da? Deci noi în momentul de față ar trebui să avem o strategie făcută de către specialiști. De aceea planul de dezvoltare și strategia de dezvoltare se face de către compania de apă care prezintă aceste lucruri administrației sau beneficiarului, cum este UAT Roman. Și împreună stabilim care sunt prioritățile, care sunt programele pe care putem opera ulterior și stabilim împreună axele și zonele de finanțare. În momentul de față, sigur, nemai având finalitate acest proiect, această zonă de finanțare, va trebui să facem ce? Noi suntem în momentul de față în procedură de ieșire din ADI Aqua Neamț. Suntem în inițierea unor demersuri de reziliere a contractului actual și de identificare a unui operator potent care are capacitatea să facă proiecte fezabile, să facă prioritizări, să facă identificări de soluții și să constate cu adevărat unde este problema. Nu să facem un proiect care îl facem doar de dragul de a-l face și de fapt nu pui degetul pe rană. De aceea, lucrurile în momentul de față, ceea ce a ținut de administrația publică locală, adică componentele care au putut constitui surse atrase, cum a fost resursa guvernamentală, am identificat-o și am operat-o, partea de resursă locală, buget local, în limita responsabilității noastre, o facem, de aceea trebuie să mai știm un lucru. Administrația publică locală nu poate aloca resursă acolo unde este responsabilitatea companiei. De aceea nu putem veni să facem noi înlocuiri sau reparații capitale pe aceea. Trebuie să din banii exact. Exact și nu avem bani. Deci acum singur în momentul de față o axă care este la îndemână este planul de dezvoltare durabilă, care este o nouă axă de finanțare, dar care are cu totul alt ghid și cu totul alți indicatori. Asta înseamnă că trebuie revizuit din temelii strategia de dezvoltare pentru a aplica pe această nouă finanțare. Oricum, ce proiect aveau depus dumnealor pe POIM nu rezolva rețeaua de apă, da. Adică erau cu totul alte investiții, aveau cât, da. Sumau vreo 20 de milioane. Circa 20 de milioane, da. Nu pe raza municipiului, pe raza municipiului mai puțin. Era o importantă... La zona Roma.
Era Roman Săbăuan, pentru că aducțiunea, care nu era, de exemplu, dar care să spunem că face parte din rețeaua de aducțiune, zona de captare, erau intervenții care erau prinse în acest poim. Și dispecerat și parte de rezervoare. Da, și nu rezolva problema rețelei. Așadar, dacă oricum nu rezolva problema rețelei, el este ratat, într-adevăr, erau probabil investiții importante oricum pentru zona aceea. De ce ne referim la acest poim ca și cum am fi pierdut ceva atât de important, când de fapt ne interesează conductele și durata de viață expirată? După părerea mea, orice finanțare pierdută este un eșec, evident. Sigur că ceea ce spuneți dumneavoastră este din prisma priorității față de administrație, față de noi, față de romașcani. Deci pentru noi prioritatea zero este înlocuirea rețelelor vechi din municipiul Roman pentru a elimina pierderile din oraș și avariile foarte dese și expunerea la întreruperi succesive. De aceea este prioritate pentru noi acest lucru. În contextul global, vorbind la nivel județean, sigur că bănuiesc că prioritatea companiei a fost stabilită altfel. Rețeaua de aducțiune care nu deservește numai Romanul, ci și alte, așa cum spuneam mai devreme, și alți beneficiari, este important pentru că Apa Servu vrea să livreze apă cât mai multor beneficiari din rețeaua noastră pentru a face încasări. Și de aceea poate au considerat că e prioritate să rezolve problema de aducțiune în detrimentul rețelei de distribuție din municipiul Roman. Și de asta pentru noi ar fi fost prioritar altceva. Dar e importantă și aducțiune, pentru că și acolo sunt pierderi, pentru că și acolo e necesară de o monitorizare și de o eficientizare a transportului și totodată de eliminarea unor riscuri de intervenție care ar fi putut bloca orașul cu alimentare. E o intervenție care am avut-o anul trecut, dacă vă aduceți aminte, în zona silozului, unde rețeaua trece pe sub calea ferată, și atunci era o problemă din acest punct de vedere ar fi fost important. Orice investiție în momentul de față în rețeaua de apă, că e vorba de captare, distribuție, transport sau distribuție, sunt deosebit de importante și sigur că îmi pierzi o astfel de investiție care avea la dispoziție modernizarea tuturor rezervoarelor din Roman. Asta înseamnă că am fi avut la dispoziție o rezervă de apă sigură, fără niciun fel de pierdere în acest moment. Ceea ce știm foarte bine că în această zonă a rezervoarelor e o pierdere foarte mare. Și noi, cu posibilitățile și sursele noastre, am încercat să rezolvăm, să spunem, undeva cam 20% din această problemă prin acel rezervor pe care l-am asumat. Ce facem cu terenurile de la stația de captare? Am văzut că a fost o nouă hotărâre de Consiliu Local și că mergem... A fost o nouă hotărâre de Consiliu Local. Sigur, mergem în acest demers mai departe. Așteptăm confirmarea. Se pare că în ultima ședință de la Ministerul de Finanțe a fost aprobat împrumutul pentru municipiul Roman, împrumut care prevede și această achiziționare, dar așteptăm confirmarea scrisă de acolo. Și vom vedea exact forma în care a fost aprobat și eșalonarea pe următorii 3 ani, așa cum se face. Este important să avem în proprietate acele terenuri din 2 motive, așa cum am spus. Prima dată, să eliminăm acele cheltuieli pe care le facem an de an cu concesionarea lor, și în al doilea rând pentru a fi proprietatea noastră și a putea aplica pe anumite axe de finanțare, că nu poți aplica dacă terenul nu este în proprietate. Și atunci sunt demersuri în mai multe, care acoperă mai multe aspecte, cel de posibilitate de aplicare pe finanțări și de a reduce cheltuielile. Și aici știți că am
ca viziune avem, pe lângă modernizarea lor și punerea în siguranță, fiind proprietatea noastră, putem să le asigurăm pentru a reduce impactul contaminărilor și totodată identificarea unor surse de finanțare pentru panouri fotovoltaice care să facă alimentarea pompelor și să eliminăm din consumul de energie și totodată cu impact direct în eficiența zonei de captare. Am întrebat în contextul în care erau deja niște investiții prevăzute pe acest POIM acolo și vorbim corect despre modernizarea puțurilor. Puțuri, așa este. Modernizarea instalației electrică de alimentare la captările Pildești-Simănești, stație de clorinare în captare la Simănești. Deci cumva acestea cad din stat și vor cădea în sarcina administrației locale? Nu, ele sunt în momentul în care vorbim de reparații capitale sau înlocuire, ele sunt transferate operatorului, cel care operează. Noi putem să facem, să aplicăm doar pe anumite proiecte, tot cu finanțare, cum v-am zis, plan operațional dezvoltare durabilă, care la fel trebuie făcut împreună cu ADI și cu operatorul, dar trebuie să fie, cum să spun, proprietatea municipiului Roman pentru a putea să alocăm resurse sau să fim parteneri. Bine, vreau să vă întreb, se mai ține Vinerea Verde? Nu că se mai ține, el este un program care nu s-a încheiat. Noi îl monitorizăm prin biroul de mediu. Este exact aceeași procedură. E valabil nu numai la administrație publică locală. Deci este un semnal pe care îl dăm. Nu am cerut acum o evidență, dar este o gestionare, dacă vă uitați la intrare în primărie, vedeți că sunt deja acele etichete care se pun în bolul cu de la recepție la pentru a se face numărătoarea și la sfârșitul zilei putem vedea exact care și cu ce mijloc de transport a venit la serviciu, dar așa cum ziceam, este un exemplu pe care cei din administrația publică locală îl dau. Acest exemplu poate fi făcut de către orice autoritate publică sau orice om din Roman poate face sau poate fi parte în acest proiect. E vorba de, să zicem, de implicare sau de responsabilitate. O zi pe săptămână putem face acest gest. În final, vreau să vă întreb ce lucrări au loc în primărie. Am văzut că sunt anumite lucrări e... în ce constau și sunt lucrări de igienizare care se fac în birouri. Anual se fac aceste lucrări în etape pentru că nu putem să facem în toată primăria odată și periodic la un interval de timp fiecare compartiment intră într-un proces de igienizare, proces care este făcut cu forțe proprii. Deci sunt oamenii de la echipa de zugrav de la servicii edilitare care fac lucrări și în alte compartimente sau alte lucrări în timpul verii, iar pe perioada rece, în această perioadă, decembrie, ianuarie, februarie, când alte lucrări sunt mai puține, lucrează pentru a igieniza anumite spații. Anul trecut au fost alte birouri, anul acesta sunt la urbanism și tot așa. Bine, mulțumesc! Cu plăcere! De ce suma ar urma să beneficieze Roman pe programul ăsta? Programul POIM, aproximativ 20 de milioane de euro. O sumă importantă, vorbesc de întreaga zonă, unde aveam și noi o cotă de contribuție de circa 560.000 de euro, aproximativ. Ce acum se întâmplă cu obiectivele astea? Așa cum am spus mai devreme, din punctul meu de vedere, următoarea etapă ar fi revizuirea strategiei și prioritizării pentru infrastructura de apă din Roman, din județul Neamț și pregătirea ei după ghidul PODD care urmează să preia finanțările din acest sector sau și finanțări din acest sector,
dar care este diferit de ghidul POIM, și atunci e clar că și lucrările și viziunea și valorile vor fi cu totul altele. Aici vreau să ajung pe noua perioadă de finanțare. Romanul 2 nu singur este eligibil? Nu, pe UDD nu e finanțabil, e finanțabil împreună cu, sau aplicantul este tot operatorul. Deci depinde tot de APASER, da, și de un operator. Acum noi suntem în contract cu APASER. Destui ani, de așa natură. Până nu se schimbă configurația în Consiliul Județean și în județ pentru ADI Aquaneam, nu prea avem nicio șansă să... Eu cred că în acest moment cei care sunt în conducerea APASERV ar trebui să facă un pas în spate. Da? Sau cineva, sau cel care răspunde de managementul acestei companii, să ia această decizie. Pentru că ar trebui să se întâmple ceva după acest, după eșec. Ce e cel mai grav din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că s-au pierdut atâția bani într-o investiție care, să spunem că, dar care trebuia la nivel județean făcută, pentru că afectează Romanul, dar e vorba de proiectul acesta, se adresează comunităților din tot județul Neamț, da? Ce constat eu, pentru toată activitatea companiei, eu nu am sesizat o creștere a calității serviciului undeva sau într-un anumit sector. Deci din rău în mai rău mergem. Deci nu se întâmplă nimic, nu se rezolvă nici o părticică, nici în zona captării, nici în zona de aducțiune, nici în zona de distribuție. Toți acești ani, totul este din rău în mai rău. E clar că, din punct de vedere tehnic, nu se stabilesc priorități așa cum ar trebui sau nu sunt identificate care sunt acestea. Planurile de dezvoltare sunt insuficiente. Resursa este ineficient alocată. Deci sunt dirijați bani cu precădere în zona de funcționare și în cheltuieli de funcționare și doar părți foarte mici în zona de eficiență. V-am zis că ar fi trebuit găsită o soluție, o parte de investiție, un aport de capital care să poată crea o investiție care în ani să-ți aducă beneficiu. Dar tot ceea ce înseamnă proasta gestionare și prioritizare ne-a dus în această situație foarte, foarte dificilă. Și așa cum am spus, noi nu stăm cu forța sau nu dorim să rămânem cu forța în această situație. Am solicitat și spunem de fiecare dată, domnule, noi vrem să ne căutăm drumul nostru. Nu puteți, nu aveți capacitatea, nu sunteți în stare, nu putem să găsim un numitor comun. Lăsați-ne în pace să ne vedem noi de drumul nostru cu asumările pe care dorim să le facem, în sensul în care să identificăm un operator care să vină să aducă o creștere a calității acestui serviciu. Da, se ocupă. Este în... Adică înțeleg că și de ceva vreme se ocupă de treaba asta, trebuie să discutați în primărie. Da, sigur că discutăm. Și acum când a fost această problemă cu situația măririi acestui interval de timp, am discutat, i-am solicitat, a fost la întâlnire cu cei de la companie, a verificat anumite lucruri, dar ajungem în situația în care, nefiind nici el tehnic de specialitate, preluăm niște informații care ni se servesc. Și ni se spune, domnule, s-a măsurat debitul pe nu știu ce, pe nu știu cum, că a venit atât de acolo, dar n-ai nicio certitudine. S-a oprit, nu s-a oprit, s-a făcut o manevră. S-a făcut o manevră, s-a oprit apa. Dar nu, de asta am spus, nouă ni se servesc anumite informații pe care nu le putem certifica. De aceea, prin această decizie pe care am luat-o, dispoziția pe care am numit personal tehnic care să verifice, nu neapărat să anunțe. Deci când consider că ar putea fi o problemă undeva, să solicite împreună cu reprezentantul companiei, certifică realitatea datelor. Și dacă ei refuză? Păi înseamnă, dacă refuză, ești de rea credință, înseamnă că mi-a ascuns ceva. Ceea ce
Ce pot... Și nu puteți face nimic. Și nu puteți face nimic. Nu se poate, pentru că accesul la rețelele la care suntem proprietate este nemijlocit. Nu au voie să facă acest lucru. Exclus. Asta o spuneți de astea. Nu, 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 o spun. Să fie altă, nu, nu, nu. Să pregătiți pentru, nu știu, să vi se servească, domnule, nu vrem să vă punem la dispoziție da. Nicio informație. Adică ajungem foarte departe cu lucrurile. Adică nu, eu personal nu cred, nu mă gândesc că se poate întâmpla așa ceva. Eu personal nu mă gândesc că se poate întâmpla. Luați în calcul. În această comisie pe care ați numit-o se regăsește și domnul Samson, domnul vice? Nu, e comisie tehnică. Comisie tehnică. Da, da, dumnealui este și răspunde de această, dar tehnic el nu poate certifica un lucru. Și atunci el poate merge împreună cu această companie, și această echipă, solicită dacă are și dumnealui să zic, a găsit o, sau o informație nu-i certă sau e nesigură, nu e verificată sau ți se pare că nu e corect, atunci solicită acestei comisii împreună cu reprezentantul companiei și verifică acea informație pentru a vedea dacă lucrurile stau exact în felul acesta. Verificăm debitul care se preia, dacă se face distribuție pe rețeaua noastră de aducțiune în amonte sau nu. Și atunci vedem cu exactitate ce se preia, ce se distribuie, ce ajunge în oraș, cu verificări concrete. Volumul de apă din rezervor. Ați spus puțin mai devreme că s-ar putea sau să ia în discuție, sau urmează să ia în discuție inclusiv posibilitatea construirii unei noi microhidrocentrale pentru crearea unei acumulări de apă undeva pe traseul Moldovei. Da. E o variantă, la fel cum mai e o variantă construirea unor praguri. Care de 1 milion de aprobări apele române. Sigur, pentru orice, mai ales în domeniul acesta al intervenției în zona de apă, apă potabilă, apă albei minori, este un regim restrictiv, dar toate acestea se fac cu, evident, cu aprobări, consultarea... Unde vreau să ajung? E vorba de foarte multă birocrație. Și sigur că e vorba de multă birocrație. De săptămâna trecută. Aveți la dispoziție un număr destul de mare de parlamentari din Roman care ar putea să schimbe legislația sau să se implice în schimbarea. Haideți să vă mai spun un lucru. Partea de legislație care ține de, cum e vorba de ANRSC, anumite reglementări care sunt la nivelul acestei autorități, de zona apelor române. Sunt lucruri care, în care legislația este armonizată cu anumite directive. Ea este actualizată în funcție de aceste directive și nu poți interveni să schimbi un mod de abordare doar că e o problemă sau... De aceea lucrurile acestea sunt deja reglementate. Sigur, cred că problema intervine nu acolo. Legislația cred că este ok. Problema ajunge când vedem este incompetență, prost management, reavoință sau alte lucruri. Acestea sunt problemele care macină de fapt și întârzie decizia sau o viciază sau astea sunt problemele cu care ne confruntăm și noi aici ar trebui să avem specialiști care să poată analiza și să decidă așa cum trebuie, că aceea este într-adevăr soluția cea mai bună. Oameni care să prioritizeze, specialiști în domenii. Dar dacă ne uităm, vedem că nu-i găsim pe aceștia acolo unde ar trebui. Și facem niște strategii sau facem niște priorități care nu au nicio legătură cu realitatea. Iar ce se întâmplă? Înseamnă alocare ineficientă de resursă, înseamnă rezultatele așteptate nu sunt cele scontate, rezultatele finale nu sunt cele așteptate și de aceea avem și aceste lapsuri și probleme. Mulțumesc. Pe ce? Rămașcanii români, în general, sunt răbdători și rămașcanii sunt români. Și de-a lungul istoriei, conducătorii le spuneau, domnule, trebuie să răbdăm o criză, dar durează atât. Și la sfârșitul crizei vom trăi foarte bine. Plecăm, îi alungăm pe turci, dacă rezistăm și trăim bine. Și așa a fost. În contextul actual al APASER, rămașcanii ar înțelege
mergem o lună, două, un an cu acest program, dar să vedem că încep niște investiții, să vină conducerea PASER să spună, uitați care e situația. Pentru că acum noi ne ascundem după proiectele astea, proiectul ăsta e din 2014 și tot trag de el și zice, hai, poate obținem finanțare. La anul, ba că nu e normal, ba că nu e o cifră, nu mai este corectă și trebuie să o actualizăm, găsim altă firmă de consultanță și au tras de el aproape 10 ani ca să nu se aprobe până la urmă. Acești parlamentari pe care spunea colegul meu puteau să intervină, să aprobe finanțarea asta, cum au intervenit și pentru altceva și au apărut în presă. Dar dacă Răbășcanul nu știe cât rabdă și perspectiva este subră, pentru că de îmbunătățit nu se va îmbunătăți nimic, perioada va crește și peste vreo 3 luni sau în perioada de vară, cred că o să fim mulțumiți dacă avem 4 ore dimineața și 4 ore seara apă, după cum merg lucrurile. Problema este de acest an RSC, care eliberează o licență. În contract spune clar că dumneavoastră trebuie să aveți contract cu o firmă autorizată, licențiată în domeniul furnizării apei. Dacă îi se ridică licența acestui operator, că nu mai corespunde din niciun punct de vedere al normelor al RSC, dumneavoastră nu mai trebuie să mergeți în justiție și puteți găsi alt operator. Ați făcut demersuri la RSC și să spuneți toate chestiile astea, să vă uitați pe site, să vedeți câte documente trebuie să completeze, inclusiv presiunea la apă și așa mai departe, pierderi care sunt limitate la 20%, nu la 65% cum sunt recunoscute la ei. Și atunci RSC-ul va fi chemat pe teren și va analiza licența apaserului și se va ridica licența. Și atunci el nu mai va putea, nu va fi autorizat să mai furnizeze apă și implicit rezilierea contractului. Noi putem să facem acest lucru, nu e un demers care ar fi exclus nimic. Și nu costă nimic. Dar, totodată, eu sunt convins că în acest moment compania are licență. Sunt convins că în acest moment sunt depuse documente justificative la NRSC care să poată justifica sau să răspundă la toate acele întrebări sau normative stabilite de ANRSC. Cred că un lucru foarte important pe care ar trebui să-l vadă ANRSC-ul sau să-l urmărească este și eficiența unei astfel de companii. Pentru că tu, urmărind în timp evoluția și văzând că se degradează din punct de vedere economic, este clar că în acel moment, nici din punct de vedere tehnic și investițional, nu mai ai capacitatea să poți să susții astfel de lucru. Cred că aici zona aceasta a fost, toată lumea s-a canalizat pe reglementare, pe partea de aviz de anumite, numai în zona tehnică, scăpând din vedere că acest operator este o companie care în final trebuie să fie eficientă sau cel puțin trebuie să fie într-un echilibru, nu să genereze pierderi. Da? Atât timp cât tu în decursul timpului rezultatul tău este unul negativ. Când vezi că programul investițional este de o anumită anvergură, când modul de utilizare a redevenței, care înseamnă tot o parte economico-financiară, este dirijat cu precădere în zona de întreținere și foarte... Adică așa ar trebui să fie niște indicatori care să trezească anumite semne de întrebare. Eu știu că sunt anumite analize și anumite solicitări care au venit tocmai către ANRSC, de la ANRSC, pentru a se revizui acest complex de condiționalități pentru operatori, doar că, vedeți dumneavoastră, cred că e foarte greu de implementat sau de agrementat în acest fel, pentru că dacă ar interveni, astfel de companii ar trebui să fie închise a doua zi, ar pune poate într-o situație dificilă nu numai o comunitate cum e Romanul, ci un întreg județ sau poate și județe adiacente, pentru că operatorul nu este limitat de un județ. El poate opera, poate avea licență de operare și în alt județ. Deci nu e, de exemplu, Raja Constanța operează la Onești. Nu e o problemă, pentru că ce face operatorul? Operatorul este o societate care trebuie să fie eficientă și specializată, care operează cu rețeaua administrației publice locale. El preia, își face un program, își face un audit, o expertiză, își stabilește clar ce poate face cu acea rețea,
cât îi costă întreținerea, care e planul de investiții, care sunt rezultatele așteptate. Și iese un raport de eficiență. Știe, domnule, trebuie să investesc în următorii 5 ani 5 milioane de euro, nu voi avea profit, voi fi pe zero că fac un plan investițional, îmi recuperez investiția în următorii 5 ani. Deci 10 ani de zile, asta e strategia pe termen mediu, să spunem, sau termen lung. De aceea cred eu că ceea ce spuneți de ANRSC e o problemă, că ar trebui intervenit aici la aceste condiționalități. Dar totodată sunt convins că are licența, așa că nu ar putea are, să... Dar de ridicat licența, nu mai corespunde la condițiile care a obținut-o licența. Știți, apropo de redevențe, la ultima întâlnire de acum puțin timp a ADIA cu Aneamț, că i s-a aprobat atât de bine financiar stă firma aceasta ca să plătească redevența în 4 rate anul acesta. Deci nu toată dată, așa cum spune legea, deci să îi șalomeze și plata redevenței. Așa că este sprijinită din toate punctele de vedere, dar... Da, putem înțelege și aș putea înțelege un parteneriat sau anumite decizii care se ducă spre facilitatea unor demersuri. Poate că și această plată în rate, da? Poate că într-un moment dificil, moment dificil ai nevoie de un cash flow, nu ai disponibilitatea asta și nu aș vrea să afectez activitatea companiei printr-o decizie de acest fel. Dar ar trebui totodată să vezi în contrapondere ceva pozitiv. Asta, pe mine asta mă... Adică, domnule, după ani de zile în care căutăm soluții pentru reducerea unei probleme, deodată ne trezim anul ăsta că nu mai avem apă și au fost, poate, ani, să zic, oprim 8 ore sau furnizăm cu presiune scăzută, deodată în loc să reduc, mă gândesc că prin metode, prin anumite lucruri care... tehnice care ar trebui să le aplic, ar trebui să reduc acest timp. Dom'le, de la 7 ore să-l fac 6-5 ore. Da? Să fie, dom'le, uite, numai de la ora 11 la 12 la 5. Mai reducem puțin din acest timp. Nu. Surpriza este că oprim și ziua. Adică noi mergem din rău în mai rău, cu toată bunăvința sau cu toată acceptanța unor lucruri care poți să le consideri normale la un moment dat. Poți să înțelegi, dom'le, uite, chestia asta nu se poate, dar se poate lucrul ăsta. Sau în ordinea asta, de ce? Discutat, asumat, dar lucrurile nu merg într-un sens pozitiv și rezultatul, adică nu se vede niciun rezultat favorabil. Iar toată lumea așteaptă acest lucru și noi, din păcate, eu, așa cum am zis, nu mai pot să stau în această situație, sunt obligat să fac demersurile și acestea sunt de natură juridică, așa cum am zis, pentru că altfel nu se poate. În acest moment, POIM-ul s-a încheiat. În luna martie, cred, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, se termină și perioada de monitorizare a post-mediu. Asta înseamnă că se încheie și partea de proiect pe post-mediu, astfel încât ar trebui să fie mai ușoară această desprindere și decizia să fie. La fel cum, sigur, când se ajunge în instanță, ar trebui să fie și acolo măcar un fair play sau un noblesse oblige. Dom'le, ok, asta e decizia ta, te las să pleci, mergi și vezi ce se întâmplă, nu să ataci, contești, să cauți chichițe, să ții doar ca să rămâi într-o situație vicie. Numită de dumneavoastră, da. Trebuie să vă prezinte periodic un raport? Nu, sau, nu. Comisia este cu responsabilitate în confirmarea unor probleme punctuale tehnice pentru a veni o confirmare că ceea ce ne se servește este adevărat. Un raport, da. O prezentare, deci, o situație. Dumneavoastră știți care este volumul într-un rezervor, spune, domnule, nu am apă în rezervor. Atunci și de asta opresc. Dom'le, ce se întâmplă? Care e volumul de apă, stocul din rezervor? Cum evoluează? Sau ce s-a întâmplat? Se confirmă ceea ce mi s-a spus? Că acum mi se spun anumite lucruri pe care... Când emit un anunț de genul ăsta, comisia se duce să se sesizeze și neapărat, să verificăm dacă nu, e corect. Nu neapărat când este un anunț. Poate că este o intervenție, o avarie. Ni se dă că s-a oprit apa nu știu când. Confirmăm. S-a oprit, nu s-a oprit, s-a oprit peste tot. Sau în anumite zone. Dar ei pot fi și refuzați. Adică să spună compania, domnule, nu s-a ținut pași, suntem companie, nu avem treabă. V-am spus, mi se pare foarte mult să se întâmple așa ceva.
Dar luați în calcul, nu? Sincer, nu iau în calcul acest lucru. Am înțeles. Deci asta ar fi o chestie de... Nici nu vreau să o cataloghez. Vis-a-vis de asociație, ultima întrebare, tot da. Legat de subiectul ăsta, intenționați o întâlnire, că poate dumnealor nu se sesizează la ce ați semnalat, să îi chemați la o întâlnire aici, la primărie și să răspundeți. De ce aduc aminte? Nu numai că i-am chemat, le-am dat și întreg setul de documente, deci fiecare că asociație. Domnule, când prin... se compensează? Că nu vedem. Păi da, dar administratorii, coordonatorii și conducătorii de condomenii trebuie să știe legislația, trebuie să se ocupe de toate demersurile asociației, care este o autoritate cu responsabilitate în administrarea domeniului privat. Noi suntem parte de îndrumare. Da? Am venit, i-am chemat și le-am spus, uitați care este documentul. Așa cum l-a pregătit primăria municipiului Roman, a fost în blanc, în format, acesta este, doar că la ei a rămas liber, urmând să treacă aici doar factura, în sus, în loc asta de primărie. Asta s-a întâmplat, de când știu eu? Uitați-vă că eu l-am trimis în 15-11-2022. Și de atunci nu s-a rămas în mingea în curtea da. Asociației? Eu, noi cel puțin, primăria, ca și beneficiar de contract de servicii, da? Am plătit niște facturi pentru care așteptăm această reducere. Ar fi trebuit pe următoarea factură, domnule, nu următoarea, dar următoarea, să găsesc această reducere cu 30% conform deciziei instanței. Și să plătesc mai puțin. Acest lucru trebuie să-l facă și asociațiile. Bun, acum, asta înseamnă, în momentul în care nu se pune în aplicare, înseamnă o decizie executorie, mai înseamnă o altă cheltuială sau un alt timp pierdut de asociații, de administrația publică locală, dar care se va întoarce ca și costuri pentru companie, că o măsură executorie înseamnă un cost, adus la îndeplinire printr-un executor, va plăti cel compania încă. Pe lângă aceste 30% la toate facturile care trebuie să le plătească. De aceea, noi atunci am pus la dispoziție acest draft, model, pentru fiecare asociație. Am pus în spate copie după decizia instanței ca să vadă exact care este decizia și ce spune și să aibă documentul la dosarel. Urmând să se ducă acasă, să-și ia de acolo factura din aferentă lunii septembrie-octombrie 2019 și din luna ianuarie-februarie 2020 și să le scrie acolo factura, numărul din data pe și luna. Asta trebuia să facă. Și această adresă să o înainteze. Nu știu câte asociații au făcut lucrul ăsta, dar trebuie să înțeleagă asociațiile că acel comitet de asociații nu este un comitet care doar trebuie să se întâlnească o dată la un an de zile și să facă un raport de descărcare de gestiuni. Este un comitet care trebuie să coordoneze din punct de vedere organizatoric, să îndrume, să consilieze, să vorbească cu locatarii și să se ocupe și de demersuri administrative ale condomeniului. Cum e acest care înseamnă, de fapt, bani. Reducerea unor cheltuieli pentru fiecare dintre locatari. Treabă, domnule, când vedem și noi în faptul? Da, de asta spun. Locatarii trebuie să se ducă peste președinte, peste administrator, să-i spună, domnule, ai făcut demersul care ți l-a spus domnul primar? Păi, n-am făcut, dar de ce? Păi, nu știu. Hai, la treabă, repede. Adică, mai e un lucru, trebuie să, așa cum le-am solicitat de fiecare dată și am îndrumat, considerând că lucrurile, toate aceste demersuri care sunt foarte greu de făcut, trebuie să făcute împreună. Toți suntem afectați, toți suferim, dar important este să facem într-un demers unitar și constructiv. Și asta rugămintea este să se înțeleagă foarte clar că nu primăria, nu primarul oprește apa, nu primarul stabilește prioritățile și programul investițional, și asta trebuie să fie clar responsabilitatea companiei, modul în care investește, ceea ce are de făcut, dar la fel și demersurile pe care le facem trebuie să fie susținute și de asociații pentru a fi confirmate, validate și după aia ulterior transmise pentru demersuri. Ca să sintetizați și să încheiem, pe scurt, să înțeleagă rămașcan din tot ce ați explicat dumneavoastră, care sunt demersurile pe care le faceți în prezent și le aveți în vedere pentru rezolvarea problemei apei sau aducerea la un numitor comun a problemei apei cu conducerea apasă? Demersul major este cel al înlocuirii operatorului. Uh-huh.
Noi am aprobat demersurile în Consiliul Local, am făcut prima etapă de achiziționare acestor servicii, sunt aproape terminate documentațiile pentru demersul juridic. Da. Și urmează să inițiem procedura. Dar procedura e pe mai multe paliere. Avem hotărâri de AGA care prevăd ceva, avem parte de contract care prevede altceva. Toate e un demers foarte complex care a însemnat studierea tuturor documentelor de la începutul contractului și până acum, toate deciziile care s-au luat și cred eu că în deci clar zilele acestea cred că luni cel târziu vom avea deja primul demers scris către în această direcție. Cât credeți că va dura toată procedura asta? Nu pot, e foarte dificil să vă dați seama de hotărârea de Consiliu din anul 2020, da? Contestată în instanță, a durat 2 ani. Numai hotărârea de Consiliu. Noi sperăm acum să avem altă abordare, într-un alt mod, care să micșoreze cu mult acest termen. Dar termenii care sunt în... Depinde și de instanță. Noi sperăm să găsim sau încercăm sau direcția pe care o avem acum, se pare că este un pic altfel și sperăm să fie și mai scurtă. De și mai în scurtă. Paralel cu aceasta, ați înființat această comisie și mai repet, indiferent când se va întâmpla sau dacă se va întâmpla, e posibil ca într-un final să nu reușim să trecem de demersul acesta în instanță. Nu știu, orice e posibil. Până atunci, suntem într-o relație contractuală care stabilește anumite responsabilități pentru administrația publică locală și pentru operator. Acestea trebuiesc îndeplinite. Și obligația noastră este aceea de a ne asigura și de a face toate eforturile și a determina operatorul să își respecte clauzele. Acum, vedeți cum le respectă, dar noi trebuie să ne acoperim și să fim convinși că am făcut orice ne-a stat nouă în putință pentru a putea determina un anumit, inclusiv acest demers, care mi se pare unul normal. Atât timp cât spui că alimentezi rezervorul de apă de la Roman, mi se pare de bun simț ca toți utilizatorii de pe traseu să nu aibă apă. Adică, până la urmă, e o chestie de normalitate. Și acest demers, dacă se face, asta înseamnă că asta ar însemna reducerea timpului, da? De presiune scăzută. Ar fi un pas care ar trebui să-l facă.